Lucrurile nu sunt făcute pentru oricine, cum e și curieratul, de fel, nu e făcut pentru... Și că tot discutam despre hater, bă fraților, hater vor fi mereu. Băi, că nu am bani, miros a fraier. Că eu vă încurajez la mai bine. Cum am angajat eu ca curier? Bă, fraților, vă spun sincer că eu când m-am angajat ca curier n-am luat nici de bicicletă. Venise din Germania, venise falit, adică nu venise falit, venise și eu cu niște bani și... Dar la un moment dat se duc banii, fraților, banii vin și pleacă. Așa că rămăsesem fără bani și eu sunt adeptul lucrului nou sau aproape nou. Nu voiam să cumpăr o bicicletă la mâna a doua pentru că când eram mic, aveam o bicicletă care era chinezească, se strica foarte des. Bine, nu contează că e chinezească sau nu e nechinezească, era foarte prost calitativă. Și am zis, bă, când o să fiu mare, o să-mi cumpăr și eu lucruri ok, noi sau aproape noi. Nu trebuie să fie neapărat, nu știu, BMW, nu trebuie să fie BMW. Trebuie să fie un lucru nou sau aproape nou ca să am și o garanție. Bă, mă ține atât, mă ține atât. Bun, nu vorbim acum despre copilăria mea, vorbim despre cum am angajat eu ca curier. Deci, cum v-am spus, sunt adeptul lucrului nou sau aproape nou. Eu am luat... am cumpărat o bicicletă. Deci haideți să vă zic cum e povestea și să nu vă aburesc, că eu deja m-am aburit. Că e prea frig afară, e... vă dați seama. Deci am cumpărat o bicicletă de la Decathlon. Bun, nu am avut bani, aia e chestia. M-am împrumutat, da, ați auzit bine. Nu de la bancă, nu de la altceva, de la prieteni. M-am împrumutat de la 1-2 milioane și de la 1-7 milioane. Și le-am promis, băi fraților, trag tare și vă înapoiez banii. Bă, și le-am înapoiat banii. A durat câteva săptămâni, nu mai țin minte cu exactitate. Deci... Când am lucrat prima oară ca curier pe bicicletă, băi, nu mai zic, era foarte greu, pentru că nu eram obișnuit să pedalez atât de mulți kilometri, dar între timp am lucrat, au trecut 9 luni de zile și am zis, băi, trebuie să fac ceva, dar până să treacă cele 9 luni de zile, între timp îmi cumpărasem și o trotinetă electrică. Și nu știu cât am apucat să fac, 2 luni, am apucat să fac 2 luni cu trotineta respectivă. Nu vă mai spun că era foarte păcătoasă, se strica foarte des, chiar dacă era nouă, o cumpărase de nouă, era foarte păcătoasă. Și... uite, de asta să fii atent. Așa. Și mi-a luat foc încărcătorul. Băi, mi-am luat foc încărcătorul în casă, ești nebun, la 2-3 noapte, m-a trezit în somn, era fum, era au, nu mai zic nimic. Și am zis, băi, îmi bag ceva în el de încărcător. Bun, m-am dus la garanție, s-a rezolvat, nu știu ce, nu era de la trotinetă, era de la încărcător, mi-a dat alt încărcător, a rezolvat. Bun, toată lumea fericită. Dar eu nu eram fericit, chiar dacă toată lumea fericită era o expresie, nu. Pentru mine nu era cazul, că nu eram fericit. M-am dus frumos, m-am dus la o reprezentanță de scutere și l-a propus în felul următor. Băi, fraților, bine, nu le-am propus eu, ei mi-au propus mie și era puțin naiv, pentru că erau la început de drum, am impresia că nu erau de mult timp în business, pe piață. Și mi-au propus în felul următor, bă, îți dăm un scooter în rate, egale, fără dobândă, ceva de genul, nu mai țin minte. Și mi-au dat un scooter, dar nu mi l-au dat pe loc, am achitat 4 rate, trebuia 4 luni, eu am făcut în 3 luni. Am achitat ianuarie, februarie și în martie am achitat 2 rate, am ridicat scuterul și am început să produc și mai mulți bani. Pentru că cu scuterul nu ești limitat din punct de vedere fizic, pentru că nu pedalezi. Dar sunt foarte multe persoane care lucrează câte 10 ore pe bicicletă și n-au treabă. Dar eu personal nu pot, pentru că jobul ăsta nu e făcut pentru oricine. Eu pe scuter nu sunt... nu am treabă cu... eu pe bicicletă nu am treabă cu bicicleta. Nu rezist mult. Și când lucram pe bicicletă, nu lucram, fraților, mai mult de 6 ore, nu lucram, că atunci eram pasionat și cu sala, mă ducea și la sală și tot așa. Dar asta e altă treabă, dar totuși, nu mi-a plăcut ideea să pedalez atât de mult. Lucram 3 ore cu bicicleta, mă duceam acasă, îmi găteam mâncare sănătoasă, după Bai să te apuci, bă, duceam iarăși trebuie la bucă, bă, duceam acasă, băca, bă, duceam la sală, nu știu ce, asta e viața personală, bun. Dar nu putea, fraților, să lucrez eu 10 ore în fiecare zi, nu, nu sunt eu. Și jobul ăsta nu e făcut pentru oricine. De-aia unii bicicliști chiar fac anduranță, se pregătesc de campionat, adică sunt pe treaba lor, dar chestia asta nu e făcută pentru oricine, aia e chestia. Eu sunt făcut pentru scuter, poate. Poate sunt făcut pentru scutere, nu sunt făcut pentru șoferie. Bă, altul poate chiar e făcut pentru șoferie, eu nu sunt. Am maxim câteva sute de kilometri cu mașina. Bun, m-aș putea perfecționa, dar nu-mi place, nu e de bine. Simt eu asta. Dar pentru altul poate, bă, șoferia e viața mea, mă fac taximetrism, mă fac șofer de ride sharing, e fix problema lui. Începe și el cu Glovo, cu Bolt Food frumos. Își capătă experiență și după care mă bag pe taximetrie, mă bag pe ride sharing și tot așa, mă fac șofer de tir, dar unele lucruri nu sunt făcute pentru oricine, cum e și curieratul, de fel, nu e făcut pentru, nu știu, o persoană care e obișnuită să lucreze doar la birou, nu, fraților, nu e obișnuit, nu e combinație, aoleu, mă încuier, mă, încă plouă, dacă puteți observa, și da, sunt în trafic. Așa că da, cum am apucat eu de curierat, așa m-am apucat de jos, fără bani. Am cumpărat o bicicletă, am produs alți bani, am cumpărat o scutere, am produs alți bani, am luat alți scutere, am produs alți bani și tot așa. Adică nu-mi place să stagnez într-un loc. Nu-mi place să stagnez, aia e chestia. Dacă am făcut în anul 2020, dacă am realizat ceva, în 2021 trebuie să realizez oriceva mai mult, oriceva diferit din alt punct de vedere, dar tot așa, ceva wow. Și în 2022 mi-am propus alte obiective, dar ăsta e subiect pentru alt videoclip. Eu trebuie să mă încadrez undeva pe dreapta, să fac pe virtuții dreapta. Dacă am și nu știu dacă mă lasă. Mă lasă? Bă, nu am vizibilitate, e de bun la cap. Deci nu am vizibilitate, din cauza pinlocului, nu-și face treaba și nu am vizibilitate. Așa. Da, fraților, așa m-am angajat eu ca curier, nimic special. Asta e, am dat puțin din casă, din viața mea personală, cu toate că nu eram obligat și nu sunt obligat. Și, băi, fraților, faza este în felul următor, orice ai face în viața asta, o să fii judecat și criticat. Faza asta am învățat-o de la un lăutar. Băi, că nu am bani, miros a fraie. Și mi-a plăcut atât de mult încât am memorat-o în cap, băi. Și s-au întâmplat situații în care nu am avut bani, dar foarte rar. Așa că de-aia mereu am ceva tras pe dreapta, pentru că nu-mi place să miros a fraier și vă încurajez și pe voi să faceți la fel. Nu e bine să miroși a fraier. Dar voi știți cel mai bine ce trebuie să faceți cu viața voastră și în ce direcție vă orientați. Pentru că eu vă încurajez la mai bine. Pentru că eu vă încurajez la mai bine și n-am nimic de câștigat. Eu doar încerc să creștem noi ca comunitate și ca persoană. Pentru că da, de ce nu? Salut pentru tine? Poți să-mi spui un apartament, te rog? Un apartament? Perfect, o zi bună. Mersi tare mult. Dacă ai putea să-mi dai și un like, mă ajută enorm. Mersi, salut. Așa, da, client de top. 5 lei. Și că tot discutam despre hater. Bă, fraților, hater vor fi mereu. Pentru că, haideți să vă spun o chestie. Când faci un lucru productiv și un lucru care poate să efectiv, un lucru care poate să creeze invidie, haterii vor fi mereu acolo. Pentru că tu dacă faci ceva cu viața ta, ei vor vedea și or să fie frustrați pentru că tu faci ceva și ei nu. Și așa apar haterii. Dacă nu ai hateri, înseamnă că faci ceva de regulă. Sau ai viața foarte, foarte privată și nu te cunoaște lumea, dar indirect, lucrurile astea materiale se văd. Bă, că am un scuter bun sau că nu știu ce, că am un telefon bun, Dar asta nu e pentru flex sau ceva, asta e pentru mine, pentru folosul meu, pentru persoana mea. Da, mulți nu vor înțelege asta. Și da, sunt foarte mulți frustrați, aia e.